Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ați auzit spunându-se în Sfânta Scriptură la Eclesiast, deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune. De ce spun lucrul acesta? Ca să vă fac cunoscută poziția Mântuitorului Iisus Hristos în spațiu geografic de la Nain, în momentul când întâlnește cortegiul mormântării Fiului Văduvei din Nain, care în disperarea ei, alături de popor, plângea aproape rupându-și sufletul pentru unicul ei fiu de care se despărțise. Fie că din respect, fie că din iubirea de oameni, fie că din mila cea mare, Dumnezeu îi redă fiul acestei văduve, dar cu scopul de a-l face și un bun propovăduitor al împărăției cerurilor, prin faptul că odată înviat avea să povestească ceea ce ne interesează pe noi de multe ori și de fiecare dată ne frământă, ce este cu viața de dincolo. Ce este cu viața de dincolo este întrebarea de căpetenia fiecărui om din lumea aceasta, fie ateu, fie credincios, fie necredincios, fie mai puțin credincios. Ce rămâne însă important a face trecerea între cele două lumi este sufletul care vine din lumea cealaltă și se sălășluiește în lumea aceasta în om când se naște și ceea ce face trecerea de la o lume la alta este ieșirea sufletului omului din lumea aceasta și trecerea în cealaltă lume. Deci iată un fel de reacție reversibilă, un fel de dute vino între Dumnezeu și omenire, între Dumnezeu și materie, între izvorul vieții și viața cea veșnică a lui Dumnezeu și puterea trecătoare a creației zidite de Dumnezeu, slăbănoagă, putredă, ticăloasă, neputincioasă și, cum spune Eclesiastul, deșertăciune. De ce am făcut această introducere? Ca să înțelegeți că, în primul rând, prilejul care îl dă astăzi Mântuitorul este o lecție de logică. Deci este o lecție prin care vrea să demonstreze lumii că nimic nu este fără de sfârșit, afară de Dumnezeu care nu are sfârșit, și nimic nu este nemărginit și interminabil în fața lui Dumnezeu, fiindcă toate sunt trecătoare. Și dacă luăm psaltirea prorocului David și ne uităm, vom vedea scris acolo multe și frumoase versete legate de viața omului. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Auziți de fiecare dată duminica cântând la obednițe. Iar când te duci la un cortegiu de mormântare, vezi acele suspine și neajunse, să spunem, supărări, care ar demonstra că creștinii nu-L cunosc pe Dumnezeu și viața veșnică. Iarăși spune prorocul David, anii omului sunt 70, de vor fi în putere 80, cei mai mult decât aceștia o steneală și durere. Iarăși prorocul David, în deșert se tulbură tot omul, că atunci când credem că am dobândit Scriptura, în groapă ne sălășlim, spune cântarea de la morți. Tot omul este deșertăciune, spune prorocul David. Omul este ca pânza păianjului, ca umbra norului care trece, cum spune Iov. Dar în același timp, omul este scânteia rațională venită de la Dumnezeu pe pământ. Pentru că, spre deosebire de toate celelalte vietăți, omul are în el un suflet rațional. Și prin aceasta se declară rege al creației sau stăpân al întregii făpturi materiale. Dumnezeu toate ele a supus sub picioarele Lui. Și oile, și boii, și dobitoacii, și păsările cerului, și animalele țarinii. Și la un moment dat întreabă, ce este omul că îl socotești pe el? Sau fiul omului că îl cercetezi pe el? Micșoratul ai puțin față de îngeri și cu cinste l-ai încununat pe el. Căci cu arma bunăvoirii ne-ai încununat pe noi. Deci a dat această putere să facă ceea ce dorește, să facă ceea ce poftește, ceea ce crede că este bun și frumos și bine și i-a dat putere să comunice prin grai cu ziditorul său. Este unica făptură sub soare care comunică cu Dumnezeu în aceeași limbă, în aceeași grai, în aceeași putere, adică în puterea cuvântătoare și rațională. De aceea și spune prorocul David în psalm, aduceți Domnului roada buzelor voastre. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Înălța voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune.
Deci iată câte mărturii de legătură între lumea de aici și lumea de dincolo, între lumea văzută și lumea nevăzută, între lumea pământească și cealaltă lume. De ce îi spunem noi cealaltă lume? Este lumea de unde nouă mintea nu ne poate da priceperea și cuprinderea tot ce se petrece acolo. Și tocmai de aceea, încă înainte de venirea Mântuitorului, preocuparea față de moarte era un act care interesa pe iudei. Se răspândise pe atunci acea dogma în a reîncarnare. Pentru că însuși Petru a fost întrebat de Mântuitorul Hristos: Petre, cine zic oamenii că sunt eu? Alții spun că ești Ilie, alții spun că ești Ioan, alții spun că ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Iar la schimbarea la față, cum v-am spus eu altă dată, arată pe Moise și pe Ilie ca să vadă că sunt separați fiecare cu trupul lor și fiecare cu sufletul lor și că nu un suflet îmbracă mai multe vieți sau mai multe corpuri omenești din care să trăiască vieți anterioare și vieți posterioare. Deci nu există așa ceva. Dar ce rămâne important? Rămâne important faptul că omul totuși în această disperare pentru dragostea de viață, pentru dragostea de a trăi, pentru dragostea poftei, pentru dragostea plăcerilor, ochilor, urechilor, de ce spune Ieremia în Scriptură, zice, moartea s-a suit prin ferestrele voastre. Care sunt ferestrele? Iarăși spune un Sfânt Părinte al Filocaliei, fericit cel ce nu păcătuiește cu privirea, pentru că păcatul se strecoară prin ochi, iar din ochi în toate mădularele sufletului. De aceea o altă Evanghelie a Mântuitorului Hristos, pregătitoare pe la postul mare înainte de înviere, spune, luminătorul trupului este ochiul, iar luminătorul sufletului este mintea. Deci iată ce legătură între acest ecran transparent, ochiul și sufletul nostru dinăuntru sau lumea de dincolo. Nimeni nu se poate manifesta altfel decât sufletește. Nimeni nu se poate manifesta altfel decât omenește. Omenește vedem și noi toți, dragostea, iubirea, înțelegerea, tot ce ne face în reciproc unul altuia, începând de la rău și până la bine. Dar sufletește, fiecare se manifestă în felul său. Nimeni nu și-a putut vreodată stăpâni emoția să spună că nu o are, sau nimeni nu și-a putut vreodată stăpâni satisfacția și bucuria unui lucru dorit și împlinit. Ei, acestea sunt de natură sufletească, acestea sunt mulțumirea sufletului. Și de ce spun lucrul acesta? Ca să vă fac cunoscută că nu carnea și sângele se bucură de realizările noastre pământești, ci se bucură sufletul care este rațional și care este în lucrare cu mintea atunci când săvârșim binele. De ce spune acolo în Scriptură, zice, veseliți-vă dreptul de Domnul și de auzul rău nu se va teme. Deci iată, o lucrare în care dreptul se veselește de prezența lui Dumnezeu. Ori nimeni n-a văzut dintre oameni pe Dumnezeu, afară de Cel care s-a coborât din cer, Iisus Hristos, Fiul omului, care spune, zice, Cel ce s-a coborât, acela s-a și suit. Ei, dar a venit și s-a arătat lumii ca un Dumnezeu. Ca un mai frumusețat decât raiul cu adevărat. Spune mai departe o rugăciune de la Sfânta Masă. Tu ești, Hristoase Dumnezeule, izvorul învierii noastre. Deci trebuie să fim cu mare luare aminte în a discerne lupta din lumea aceasta și lupta din lumea de dincolo. Și dacă o să fim atenți la Evanghelia de astăzi, evanghelistul Luca, care era pictor și doctor, mai puțin interesat în arta scrisului, ne redă o Evanghelie doar în 6 versete. Și după ce făcuse minunea în Capernaum cu acea slugă credincioasă care nici n-a avut nevoie ca stăpânul ei să-L cheme pe Hristos la casa sa și i-a spus, zic cu cuvântul că mi-este de ajuns, iată nemărginita puterea lui Dumnezeu, tot convoiul ce era cu Iisus Hristos se îndrepta spre poalele muntelui Tabor în cetatea Nain. Două cortegi, unul plin de bucuria și satisfacția minunii săvârșite de Iisus Hristos și de sluga vindecată. Deci iată, tumultul și, ca să vorbim așa pe scurt, știți ce înseamnă în sat în momentul când se aduce o veste bună și se poartă din gură în gură. Ei, la fel era și de data aceasta. Această satisfacție și bucuria vindecării acestui om ce pătimea era în gura tuturor, poate alături de alți orbi, șchiopi sau bolnavi care încă se vindecaseră până atunci.
Dar iată întâlnire, ca să spunem, la paralel. Unul plânge, unul râde. Cel care plânge, totuși plânge în disperare. De ce plânge în disperare? Plânge în disperare din două motive. Zice că în momentul când s-a apropiat, scotea un mort singurul copil al mamei sale, era și văduvă, mulțime multă era cu ea. Deci arată motivul poate pentru care plângea. Era unicul moștenitor sau întreținător de familie. Să admitem și lucrul acesta. Dar să mergem mai departe în substratul acestei fraze și să vedem un lucru. Ceea ce l-a impresionat pe Mântuitorul și l-a făcut să-i fie milă este exact ceea ce s-a întâmplat și atunci când la grădina Ghetismani, aproape de Ierusalim, la casa lui Lazar, urma să fie o altă minune puternică, învierea lui Lazar. Cele două surori bine credincioase, bune prieteni a Mântuitorului Iisus Hristos și Lazar, un bun prieten, iată amândouă folosesc același termen. Dacă tu ai fi fost aici, n-ar fi murit. Dacă tu ai fi fost aici, n-ar fi murit. Ei, Mântuitorul nu o ia aceasta ca drept mândrie. Uite cine sunt eu și ce pot eu face în prezența mea. Ci a luat-o invers. Râsul celor din prejur, cum arată în învierea fiicei lui Iair, că cei din casă fluierarii și toboșarii care cântau mortului, că așa era pe vremea de atunci la cei tineri să le cânte muzica, se obișnuiește astăzi uneori. Au început să râdă, zice, cred că aiurește săracul, auzi că doarme, zice, ea a murit și el spune că doarme. Și zice, dați-i pe toți afară, că ei nu înțeleg taina lui Dumnezeu, să rămână doar părinții fetei. Și în clipa, deci imediat în clipa când se apropie Hristos și pune mâna pe ea, îi spune, copilă, scoală-te. Ei, această înviere arată că stăpânul vieții este și stăpânul morții. Și de ce spun lucrul acesta? Imediat ajungem și o să vedeți. În momentul când el se apropie de sicriu, vede trei lucruri pe care omul nu le poate vedea cu ochii sufletului. Vede că acel copil poate a murit nepregătit, să spunem una. Vede că acel copil era unicul rod al mamei, poate nemai având altul sau având alții, nu știu ce a mai făcut, de nu s-au născut. Sau vede altceva. Vede că acel copil trăind în continuare și nefiindu-i luată viața în acel moment, putea să ajungă un om rău sau putea să ajungă un răufăcător. Sau vedea în el un drept până în momentul acela, care pervertindu-se de-a timpul vremii cu poporul și cu viața și cu societatea, cu căsătoria, cu faptele, cu păcatele, să ajungă un om rău. Deci necunoscute sunt căile lui Dumnezeu, spune Scriptura, iar într-o altă parte însuși Mântuitorul Hristos spune și exprimat în Duhul Sfânt a psalmilor, spune, zice, pe cât sunt de departe cerurile de pământ, pe atâta este de mare mila lui Dumnezeu spre cei ce se tem de dânsul, dar și dreptatea lui față de dreptatea oamenilor. Ceea ce gândim noi e mare distanță între gândirea lui Dumnezeu și gândirea noastră. Ei, aici s-au bătut cele două planuri. Planul duhovnicesc și puterea dumnezeiască a lui Dumnezeu și planul pământesc a unei mame surmenate și amăgite sau dezamăgite de moartea fiului tânăr. Dar reiese de fapt în final ce? În concluzie. Nu e interesat poate pe mama atât de crunt moartea fiului, să spunem, că în final a murit. Și cum e legea la iudei? Ce este mort, este mort. Până la sfințitul soarelui trebuie să se îngroape. Dar se pare că nimeni nu se aștepta la o asemenea moarte. Ce a zis? Până o fi bătrân, că așa spunem noi, mai stăm pe ureche. Deci până o fi bătrân, mai este ca să moară. Ei, iată, el a murit într-un moment când nu bătrânețea conta, ci vorba vechea proverbului, zice, toamna sunt mai multe piei de miel decât de oaie bătrână. Ei, așa și la Dumnezeu. Se pare că l-a luat tânăr, neținând cont că trebuie să ajungă bătrân. Ori judecățile lui Dumnezeu sunt inexplicabile. Dar, în schimb, se izbesc de două realități. Mântuitorul Hristos a înarmat neamul omenesc cu două arme puternice. Privegheați și vă rugați că nu știți vremea și ceasul în care Fiul omului va veni. Și iarăși spune, privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită, că Satana care urlă ca leu caută pe cine să închide. Și iarăși spune Iisus Hristos, ferice de omul care ar ști când vine furul noaptea, că ar priveghea să nu-i prade casa, zice. Și furul n-ar putea veni. La fel zice și moartea voastră să nu fie pe nesimțite sau fuga voastră iarna.
De ce spune lucrul acesta? Să nu fim reci cu sufletul sau indiferenți față de Dumnezeu. Că tocmai ăsta e tragicul morții care impresionează pe popor sau face pe om să devină să devină sentimental, să plângă, să verse lacrimi. Tocmai această neașteptare, tocmai acest semn de armă care în clipa când nu te aștepți, te ia. Și am avut ocazia, și ocazia o aveți fiecare, să vedeți atâtea și atâtea înmormântări. Prezența lui Iisus Hristos a fost și acolo, fie prin preot, fie prin cei care slujeau cele de îngropare, fie prin prezența oamenilor credincioși care erau la mormântare, dar în schimb nu lipseau elementele păgânești. Deci nu lipsea această cană spartă urma mortului ca să se mai întoarcă acasă. Nu lipseau acele ațe luate de pe la picioare ca să învie cu ele alți draci și alte lucruri slabe. Nu lipseau nu știu câte obiceiuri de dat peste groapă și o cămașă și o cârpă și o pânză și o haină și nu știu mai ce. După aceea nu lipseau acele anumit, este în popor o tradiție, se cheamă tradiția babilor, care n-ai voie să faci cu tare lucru până nu trece mortul pragul, până nu-i pune cana cu apă, nu vine mortul în groapă până nu-i dă găina sub groapă și multe alte mărunțișuri. Ei, acest element păgânesc împletit în tradiția ortodoxă a mormântării arată că omul s-a depărtat de prezența lui Dumnezeu, care în acele clipe are nevoie de ce? De rugăciune. Ce a făcut Iisus Hristos în clipa când a văzut această femeie întristată și cu copilul mort? S-a apropiat de sicriu. Deci primul lucru care l-a făcut, s-a apropiat de sicriu. Și s-a făcut milă. Primul îndemn care îl primim și noi la moartea cuiva drag este: nu mai plânge, lasă, consolează-te, liniștește-te, condolianțele noastre, regrete eterne și multe alte formulări de genul acesta pe care le născocește mintea literară și umană. Dar în final nu spune nimeni Dumnezeu să-l ierte sau de-o fi greșit Dumnezeu să-l dezlege, fiindcă de fapt ăsta e actul de căpetenie care acum tronează în spatele acestui om trecut la neființă. Deci nu știu dacă mai contează, cum spunea cântarea de la Parastas. Zice, m-am uitat în urma mea și zice, am văzut oase goale și țărână. Și mă întreb, cine e ostașul, cine e împăratul? Sau iară, zice, plâng și mă tânguiesc cu suspinare de cel care astăzi pleacă și se desparte de frați, de lume și de nu știu ce. Deci cântările cele jalnice care fac să miște inima omului împetrit. Sau o altă cântare care spune, zice, ceata sfinților a aflat izvorul vieții, să aflu și eu ușa raiului. Oi fi aflând ușa raiului, dar dacă nu ai lumina, dacă nu vezi lumina, cum să dai de ușa raiului? Dacă nu cunoști ce e lumină, chiar de-o vezi și o confunzi. Pentru că ce se întâmplă? Mântuitorul Hristos a spus, umblați în lumină ca și fiii luminii. Nu umblați în întuneric, pentru că cine umblă în întuneric nu știe unde merge și se prăpădește. Ei, lasă un păcătos în rai să găsească ușa raiului. Sau lasă-l lângă rai ca să-l găsească. De unde să-l găsească dacă el nu are noțiunea de rai? De unde să-l găsească dacă el nu are noțiunea de lumină sau de sfințenie? Deci tocmai aici este lupta care se dă și noi o știm. Dacă vom face o paralelă, după cum urmează duminicile următoare la rând, veți întâlni foarte frumoase învățături în care Mântuitorul alege niște pilde exact pentru trezirea sufletului la viață. Nebune vor lua sufletul de la tine, ce vei face cu toate câte le-ai strâns? Iată o întrebare esențială pentru oricare din noi. Iar în a doua, altă învățătură, spune că bogatul, ajungând în flăcările iadului, se ruga de Lazar să-i trimită degetul udat cu apă, că s-a ardea de văpaie. Asta mai puțin contează. Este clar că iadul, fi având flăcări, poate flacăra necredinței să ardă atunci în om, poate flacăra dreptății lui Dumnezeu, poate lipsa dragostei, lipsa luminii lui Dumnezeu, lipsa milei lui Dumnezeu, fac ca omul să ardă de gelozie și de egoism în sine, că s-a despărțit de ceva sfânt și veșnic și rămâne cu ceva rău și spurcat și veșnic, ceea ce nu-i tocmai în tandem cu sufletul care tinde întotdeauna la înălțime. Dar următoarea întrebare care este pusă lui Avram, zice, am eu 5 frați acasă, zice, nu pot să trimis pe cineva de morți să le vestească lor unde stau eu și cum mă necăjesc? Nu, nu, au pe Scriptură, au pe proroci, au pe Moise să învețe de la ei.
De ce spun lucrul acesta? Ca să vedeți că orice om devine un propovăduitor în suspinul și în necazul lui. Să nu faci cu uite ce ai să pățești, să nu faci cu uite eu cum am pățit. Deci fiecare de-abia din necazul lui se trezește. Ori necazurile pământești sunt foarte bune dacă vin, că ne trezesc la realitate. Dar un necaz de acesta, cum spune în popor, zice, așa n-a făcut niciodată, deci a murit. Ei, acum nu mai are ce necaz să-și rezolve singur sau cine, ci doar ne dă noi prilej de cugetare. Văzând tabloul vieții lui, să vedem ce va fi cu sufletul lui. Iar primul lucru care îl vedem aici, după ce Mântuitorul a înviat pe fiul văduvei din Ain și a spus, scoală-te, a început să vorbească. Sigur că a început să vorbească. Câți nu-și pun întrebarea? Câți nu-și pun întrebarea de ce evanghelistul Luca n-a scris ce vorbea mortul? Câți nu și-au pus întrebarea ce-o fi spus sau cu ce-o fi început? Dar vă spun eu cu ce a început. Vă spun eu cu ce a primul glas, primul verset sau primul cuvânt care a ieșit din gura lui a fost, Doamne, ajută-mă! De ce ajută-mă? A văzut cu ochii frumusețile raiului de care era nevoie să se lupte ca să ajungă la el. A văzut cu ochii lui proprii frumusețile și minunățiile și locurile unde să veselesc sfinții după rangul și după felul lor. Mărturisitori, mucenici, martiri, postitori, temători de Dumnezeu, drepți locuitori în pustie, cum auzim la rugăciunea de seară, când ne rugăm. Dar ce a mai văzut? A văzut și înfricoșata munca iadului. A văzut locul unde se perpelesc păcătoșii și a auzit acea de-a 12-a pedeapsa lui Dumnezeu dată părinților și copiilor necrescuți în frica de Dumnezeu. Și dacă o să citiți Hristoitea lui Nicodim Aghiorită, o să găsiți acolo scris. Când părinții ajung în iad, încep să blasteme. Aceasta este a 12-a pedeapsă. Blestemați să fiți voi copii. Că zice, muncindu-ne pentru voi să le aveți pe cele trecătoare, am pierdut noi râvna celor viitoare. Și iată că se întâmplă să ajungă și copiii lângă părinți, că iadul-i veșnic și lumea se tot duce ca roata morii, altul vine, altul pleacă. Deci e un fel de mereu de du-te vino sau o completare de echilibru între viață și moarte. Pământul rămâne altora, fiindcă nu spune la dat oamenilor, ci fiilor oamenilor. Deci din fiu în fiu rămâne pământul. Iar primul lucru când se întâlnesc părinți, copiii, blestemele încep reciproc. Și copiii spune, blestemați să fiți părinți că nu ne-ați dat nouă cele duhovnicești și viitoare și ne-ați dat doar pe cele pământești și ne-ați pierdut de vecie. Și părinții iarăși vin și blastem asupra copiilor, zice, blestemați să fiți voi prunci, zice, că pentru cele trecătoare le-am pierdut pe cele viitoare. Și întreabă Nicodim Aghioritu, și cât este această muncă? În vecii vecilor. De aceea spune Mântuitorul Hristos că eu am venit să pun sabie între mamă și tată, între soră și frate, între soacră și noră, între fică și mamă. De ce? Când este vorba de rugăciune, când este vorba de Dumnezeu, când este vorba de suflet, nu te mai doare capul sau inima că mama ta sau tatăl tău sau sora ta e necredincioasă. Tu roagă-te ca să poți să fii curățit tu, iar pe el lasă-l să facă ce vrea el, că își va lua plata lui. Ori ați văzut de atâtea ori, biserica nu cere ceva extraordinar și din fire. Cere un pic de post, cere un pic de închinare seara și dimineața, cere un pic de milostenie la săraci, un pic de respect între oameni, un pic de bună cuvință, un pic de trezvia minții, de conștiință, cere un pic de milostenie, cere un pic de luare aminte la cele ce facem în jurul nostru și cu asta mergem în rai. Ați văzut vreun om brâncind sau nemai putând lucra cele duhovnicești, cei care vor să lucre în adins și ieși din fire pe cele duhovnicești, fie că se ducă în viața pusnicească, al de Maria Egipteanca, fie că se ducă în viața ascetică a nevoințelor, cum a fost Marcu Franciscan, sau fie că se duc la mănăstire, ducă-se, dacă vor să se ducă. Dar ce fac? Să duc să se ostenească cum? Să duc să se ostenească cu o sârdie lui Dumnezeu, dar cei ce nu pot face cu o sârdie, fiindcă familia, mama, copilul, țarina, casa, te leagă și te cheamă odată ce ai luat un juc să-l scoți la capăt. Biserica nu vine să intervină în viața omului și să spună, lasă familia, du-te și te călugărește.
lasă copiii, neglijează-i, du-te și te călugărește. Lasă soția, du-te și te călugărește. Nu? Spune Sfântul Vasile cel Mare, cine a luat căsătoria cu ea să se lupte și cine a luat călugăria cu ea să se nevoiască, fiindcă amândoi, zice eu, o luptă au și amândoi, zice, un drum au, urcarea la cer. Călugărului vin draci și îl chinuiesc și îi dă gânduri de curvie, de fumat, de beție, de dor, de lume și de alte nebunii, iar la mirean vine și îi dă neajunsuri. Nu-l ascultă un copil, îi se îmbolnăvește altul, are probleme la servici, are necazuri în familie. Deci astea sunt greutățile cu care se nevoiește creștinul care are și un televizor, și o friptură, și o somnieră, și un calculator, și o casetă video pe masă. Deci sunt nevoințe pământești și plățile sunt la fel pământești. Iar cel care se luptă în pustie are plăți duhovnicești. I se mai învinețesc ochii de post, i se mai zbârcește fața din lipsa unde lemnului, cum spune psalmul, și îi mai slăbesc genunchile, dar vede mai ușor pe Dumnezeu. Și apoi să nu confundăm individul cu biserica. Știm că și în biserică avem indivizi dubioși, știm că și în societate avem indivizi dubioși. Deci asta nu trebuie să ne facă să scădem în credință sau să ne lipsim de prezența lui Dumnezeu, cum se spune uneori, m-am lămurit, eu zice, ce fac și ortodoxii, sau m-am lămurit ce fac preoții, sau m-am lămurit ce fac călugării. Nu ei fac, dracu face și ei lucrează. Ci Dumnezeu trebuie să mă lămuresc ce face. Dacă Dumnezeu rămâne sfânt și faptele mele veșnic trebuie să le fac sfinte. Dacă Dumnezeu rămâne curat și faptele mele trebuie să fie veșnic curate. Aici era mila lui Dumnezeu față de văduva dinainte. Aici era mila lui răsfrântă asupra acestei mame. Ce a zis? Ea merită să-i înviu pe fiul ei, fiindcă fac trei lucruri deodată. Așa lucră Dumnezeu. Întâi fac o minune pentru cei ce se veselesc, să vadă cei dincolo și să creadă că Dumnezeu este veșnic. Apoi mângâi pe această femeie ce are un singur copil și el îi va povesti tot ce a văzut dincolo și sigur i-a povestit, nici să nu vă îndoiți că i-a ascuns ceva. Iar al treilea le dau prilej să creadă că altfel nu vor crede în învierea mea. După cum au și tăgăduit-o, din baniu deilor să spună că l-au furat. Dar cine putea să moară pentru o minciună și un neadevăr? 12 oameni lipsiți de școală sau de cultură teologică pentru un trup ascuns sau un hoit putrezit și mirositor să nască o Evanghelie și o credință niciodată. Spune Apostolul Pavel, dacă Hristos n-ar fi înviat, credința ar fi fost zadarnică. Dar pentru că El este începătura întâi a celor adormiți și noi vom învia. Deci iată, prima mărturie că vom învia sunt învierile făcute de Hristos înainte de învierea Lui. Învierea lui Lazar, cel mort de 4 zile, și avem mărturia concretă că acest om deja mirosea. Doamne, cum să-l scoți afară? Miroase, e mort de 4 zile. Lazare, vino afară. Iar în clipa când a venit afară, a spus, dați-i giulgiurile de pe el, că se împiedica în pânzele alea aromate cu care era uns trupul, să nu miroasă acel, să nu pătrund acel miros acolo în mormântul de piatră de la Ierusalim, fiind călduri mari. Dar fiica lui Iair, la fel o mărturie a morții, când spune, zice, dați-i să mănânce. De ce? Să vadă că nu e o nălucire sau o prefăcătorie. Iar acestuia, după ce l-a sculat și a început să vorbească, de-abia atunci i l-a dat mamei lui. Deci nu să creadă că a fost vorba de o nălucire. Și a început multe să vorbească. A început să spună că sunt oameni care încă nu știu rugăciunea Tatăl nostru. A început să spună că sunt oameni care încă nu știu ce e aceea spovedanie. A început să spună că sunt oameni care nu știu ce e încă biserică. A început să spună că sunt oameni care habar n-au ce este aceea psaltire sau ceaslov. A început să spună că sunt oameni care încă nu știu ce e aceea sfânta liturghie. A început să spună că sunt oameni care încă n-au auzit de candelă sau de icoană sau de paraclisul Maicii Domnului. Și a început să spună, feriți-vă de prorocii mincinoși, că e plin iadul de ei. Era primul lucru pe care îl consemna acest tânăr. Și îl spunea de data aceasta celor ce s-au trezit. Mulți proroci mincinoși, zice, vor veni și vă vor amăgi, dar feriți-vă de ei că sunt ca ploaia și ca roua ce se trece. Deci iată ce a consemnat fiul văduvei dinainte. Și încă un lucru care l-a consemnat, l-au purtat Sfinții Părinți de-a lungul veacului, aducerea aminte de moarte. Aducerea aminte de moarte este prilej de cugetare sufletească pentru tot omul de a ști când vine moartea.
Și odată un sfânt a fost întrebat, te tem de moarte? Nu mă tem de moarte. Și de ce nu te tem? Fiindcă îl iubesc pe Dumnezeu. Și dacă ne punem întrebarea ce este moartea, răspunsul este ușor. Din punct de vedere biologic, este încetarea funcțiilor de metabolism sau despărțirea, spunem din partea duhovnicească, a sufletului de trup. Asta este moartea, văzută în cele două planuri, științific și spiritual. Dar moartea mai are și alte definiții. Moartea este încetarea răului. Moartea este începutul virtuții. Moartea este vederea luminii. De ce? Mulți sfinți trăind în viața aceasta murdară și păcătoasă, își doreau să moară, să-L poată întâlni pe Dumnezeu cu adevărat și să se unească cu El. Când a murit Marcu Franciscanul, s-a auzit o vorbă puternică și un glas din cer. Aduceți pe vasul alegerii la mine. Iată. Și s-a văzut cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu cum aștepta sufletul. A murit Ava Amun în pustie și Sfântul Antonie a spus ucenicilor, închinați-vă că a murit Ava Amun. Iată, sufletul vine la noi să se închine. Zice, priviți cum îngerii îl duc la cer. Și de ce îl duceau la cer? Fiindcă era vrednic să fie dus de îngeri și nu de draci. De ce spun de draci? Pentru că la moartea omului, spune Efrem Siru, atâția draci vin câte păcate a făcut în viață și au rămas nedezlegate. De aceea trebuie să știm întotdeauna că omul trebuie să moară spovedit și împărtășit. Ce veți lega pe pământ, legat va fi și în cer. Ce veți dezlega pe pământ, dezlegat va fi și în cer. Iată ce vine să spună Fiul Văduvei dinainte. Vine să aducă un fel de, dacă vreți, de tradiție a Evangheliilor morților, că Hristos este pâinea cea vie ce s-a pogorât din cer. Vine să spună că acesta e Fiul lui Dumnezeu ce a mântuit neamul omenesc. Pentru că dacă Iisus Hristos nu l-ar fi înviat pe acest tânăr, dacă Iisus Hristos nu l-ar fi înviat pe Lazar, dacă Iisus Hristos n-ar fi înviat pe fica lui Iair, n-ar fi fost vrednică de crezare învierea cea de obște, când Mântuitorul Hristos a sculat toate mormintele și spune, cum arată Evanghelia Învierii, mulți au înviat în Ierusalim arătându-se prin cetate. Deci n-a înviat singur Iisus Hristos, mulți drepți au înviat cu El. Și cu El a înviat tot iadul. De aceea să și spune în Scripturi, unde este iadule boldul tău, unde este moarte biruința ta? Biruința, armele le-ai sfărâmat, spune Psaltirea ca în Psalmul 9. Cetățile ai sfărâmat perita pomenirea lui cu sunet. Deci nu mai are iadul putere, nu mai are moartea putere. Dar în schimb a venit o altfel de moarte. Văzând satana că a pierdut moartea trupească a omului și moartea lui pe vecie la întâlnirea cu Dumnezeu, a venit să facă din nou același plan de lucrare și începe să-l piardă pe om prin moartea sufletească. Este cel mai greu lucru și cel mai nedemn act pentru sufletul creștinesc să fie mort sufletește. De ce spun mort sufletește? Vorbește omului de Dumnezeu și râde. Râde că e nesimțit, i-au adormit simțurile. Vorbește-i omului de moarte și te întreabă, și ce vrei să fac de acum, să stau degeaba că am să mor? Nu, dar muncește cu chipzuială. Muncește cu chipzuință. Gândește-te ce recuile ai strâns, cui vor rămâne? Și profeții și prorocii poporului nostru de jos au inventat tot felul de glume care se potrivesc întotdeauna în popor și au tâlcul lor duhovnicesc. Banul strângătorului pe mâna risipitorului. Ce de hram vine, de hram se duce. De ce? Pentru că cel ce n-a muncit nu știe să prețuiască munca celui mort. Cel care n-a agonisit nu știe cum să prețuiește agoniseala. De aceea tu, grijindu-te să aduni fără de măsură unde molea strică și furul fură, te trezești gol dincolo. Și spune o istorioară că un mare bogătan ce era foarte aspru în felul lui și nu știa niciodată de milostenie, i-a spus soției sale așa, dacă te prind că dai ceva odată milostenie, zice, ți-ai mâncat lefteria cu mine. Zice, n-am să dau nimic. Dar săracii veneau veșnic la gard și cereau. Și stând ei odată în grădină, un sărac atâta s-a milocit și pe a luat o milă și i-a aruncat un castravete peste gard, ce vezi să nu te vadă. Și omul și-a luat pomana și-a plecat. Și nu la multă vreme săvârșitul sa acel om din viață și-a aștepta și el să vadă frumusețile raiului.
L-a trecut îngerul prin vămile văzduhului și a văzut păcatele, nu s-a prea înspăimântat de ele, fiindcă n-avea noțiunea de păcat, dar ajungând la frumusețile raiului, a ajuns și la corturile dreptilor, unde stă Avram milostivul, Iov milostivul și toți ceilalți din Vechiul Testament și Noul Testament. Și când a ajuns la masa lui, o masă lungă, mare și goală. De ce e la lungă și goală? Dumnezeu, care îi rânduise de mic din pântecele mamei sale să ajungă bogat și să aibă de toate, i-a rânduit și o masă mare care trebuia împlută cu milostenii pentru lumea cealaltă. Și toată masa, numai goală, 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 iar într-un capăt al mesei, uitat de Dumnezeu, un castravete vestejit, sta pe masa aceea. Și prima întrebare care o adresează apostolului Petru este aceasta. Cum eu care am avut acolo de toate, zice, eu care am avut de toate acolo, zice, mie asta e masa mea? Ce îmi pare rău, mă face să cred că nu sunteți serioși. La care apostolul Petru îl întreabă, zice, și ce ai avut tu în lumea aceea? Imediat îți arăt. Și a băgat mâna în poala hainei să scoată cecurile și testamentele pe care le ținea. Dar în momentul când le-a deschis, erau goale. Iar pe unii, pe ultimul, mai scria un leu și 25. Și el rămâne mirat, zice, m-ați furat? M-ați hoțit și aici, zice, nu sunteți sinceri. De ce spui lucrul ăsta? Pe acestea era trecută întreaga mea avere. Întreaga ta avere, zice, este acel un leu și 25. Și pentru ce mi l-ați lăsat atunci și ăsta? Nu ți l-am lăsat. L-ai pierdut din buzunar și l-a găsit un sărac și a zis, bă, da proste. Iată ce înseamnă milostenia pentru omul nechipzuit și numai cât a vrut Dumnezeu să-i semnifice, pentru că în fond nu era nicio valoare, dar a vrut să-i arate că de la paharul de apă pentru care nu pierzi plata și până la pâinea pe care o dai de pomană unui sărac sau o familie cu mulți copii, poți să te duci în împărăția lui Dumnezeu și bogat pe pământ și bogat dincolo. Pentru că Dumnezeu nu se leagă de bogați și nu este împotriva lor. Dar le spune un lucru, cu a nevoie vor intra bogații în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Bogații sunt întotdeauna cu predilecția spre aduna, spre zgârcenie, spre avarițe, spre nesăturare, spre lăcomie, spre a aduna și a acapara. Ei, ori acest lucru nu-i specific lui Dumnezeu. Dumnezeu, în calitățile pe care le-a dat omului să se asemene cu el, i-a dat milostivirea, bunătatea, îndelungă răbdarea, trecerea cu vederea, iertarea, mila. Deci iată ce puteri sufletești i-a dat omului. Iar omul și le cultivă din idolul materiei, el singur, născându-și aceste virtuți noi, care de fapt în împărția lui Dumnezeu se cheamă păcate. Și de ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că Dumnezeu a vrut să scoată în evidență prin moartea fiului văduvei din Nain, că noi trebuie să fim pregătiți de moarte. Nu există timp sau ceas sau clipă. Puneți-vă întrebarea la un singur lucru. Unul are 20, 30, 40, 50. Ce este lui Dumnezeu într-o clipă să oprească inima? Acel organ care face tic-tac. Câți n-au murit, sau câți nu pot muri, sau câți nu mor de inimă, și ce ușor să moare. Ați văzut? Nu te doare nimic, nu mai ești, nu mai existi, te trezești în lumea cealaltă. Și îmi spunea o doamnă, care se spovedește la mine, mai în vârstă acum, după o operație de 3 ore și ceva la București, despre o moarte clinică. Zice, înainte de a mă duce la operație, zice, mă rugam lui Dumnezeu, dacă mai am zile să mă țină, să mă las să mă pocăiesc. Că zice, m-am împărtășit totuși înainte de operație, că știam că nu mă voi mai întoarce. Dar zice, în clipa când am ajuns pe masa de operație și au început anesteziile, zice, și mi-a scos inima de acolo și a pus valve și ce repară aia, cardiologii respectivi. Zice, la un moment dat, am fost conștientă până în clipa când un doctor a țipat și a spus, cred că am murit. Și zice, am auzit țiuitul acelui aparat care indica că tensiunea nu mai este normală și că inima nu mai bate. Și zice, m-au umplut toate cu furtune și zice, am simțit cum se mișcă sângele în mine forțat. Deși, zice, nu mai mișcam. Dar, zice, în clipa aceea am văzut o trâmbiță mare de lumină până la cer și, zice, din lumina aceea am auzit un glas și l-am recunoscut ca și cum ar fi al mamei mele. De câte ori ți-am spus să te pocăiești și n-ai vrut să mă asculți, acum îți place unde ești?
Și zice, în clipa aceea, prin somnul acela, zice, în care eram și nu știam ce se întâmplă cu mine, am spus, da, nu pot să-L rogi pe Dumnezeu ca să mă ierte? Nu pot să-L rogi pe Dumnezeu să mă lase, să mă pocăiesc? Și zice că după 3 ore, așa spun medicii că 3 ore a durat, ea nu știe. Deci ea a simțit la un moment dat că plutește în toată camera. Și zice, i-am văzut pe toți, dar de sus de data aceasta, nu i-am mai văzut de jos. Și la un moment dat, zice, mi s-a făcut o negreală mare în fața ochilor, asta vorbea despre suflet care vedea toate astea. Dar deodată, zice, m-am trezit, din nou, zice, eu cea de pe masă, și am distins lumina ferestrei când am deschis ochii. Și zice, 2 asistente au strigat puternic cât au putut și a revenit, zice, a înviat, zice, mișcă. Și din clipa aceea, zice, trăiesc și astăzi, zice. Acesta, zice, este pentru mine examenul care l-am trecut în această viață, zice, în urma operației de inimă. Ei, de ce vă spun acest lucru? Viața de dincolo se deosebește de viața de aici. Nu mai este nevoie de blană, de parfum, de prosop, de ștergat, ci este nevoie de rugăciune. Iar toți Sfinții Părinți ne avertizează și ne spun. Trupul are nevoie de hrană și de îmbrăcăminte. Mintea are nevoie de hrana ei, cititul și meditația lucrurilor sfinte. Iar sufletul are nevoie de rugăciune. Rugăciunea este hrana sufletului. Poți să mănânci cele mai alese mâncări, sufletul tău zace de foame. Că așa stătea Lazar la poarta bogatului. Se pare că era vorba de sufletul lui plin de răni și plin de bubele păcatelor. Iar câinii care îl lingeau erau draci care știau că îl așteaptă și îl vor lua și îl vor duce dincolo. După aceea, poți să te îmbraci cât de frumos, că Ioan Iacob te întreabă, zice, haine noi acum la modă trebuie să ai, dar a sufletului haine, cum tu ți-o păzești în taină? Deci cum poți să o păzești decât prin Sfânta Spovedanie și prin Sfânta Împărtășanie? Cum poți să o păzești decât prin plecarea genunchilor înaintea duhovnicului și dezlegarea păcatelor și apoi prin acea rugăciune sau canon ce ți-l rânduiește? Deci aceasta venea să spună Fiul Văduvei dinainte. Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor. Pocăiți-vă că viața din mormânt a răsărit. Iată melul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Și de ce ridica? L-a iertat și pe el. Ați mai auzit după aceea vorbindu-se de Fiul Văduvei dinainte? Nu. A fost doar o înviere a trupului. De aceea, fiindcă după ea a urmat din nou moartea suflet, moartea trupească și a rămas doar viața sufletească. Dar despre învierea cea de obște se vorbește pentru că ea a înviat pentru totdeauna și trupurile noastre și sufletele noastre. Trupurile le-a scos din iad și le-a dat posibilitatea să ajungă în rai pentru cei ce au făcut bine, iar sufletelor le-a dat odihna veșnică pentru cei ce s-au pocăit și s-au mântuit, cum spunem noi în termen. Mântuirea nu e o derâdere, mântuirea nu e o glumă, mântuirea nu e o poveste, mântuirea nu e o legendă, ci fundamentul spiritual al Sfintei Evanghelii este tocmai adevărul despre viața de dincolo. Nu este greu să mănânci, nu-i greu nici să te rogi. Nu este greu să te îmbraci frumos, nu-i greu nici să te spovedești. Nu-i greu să te uiți la televizor, nu-i greu nici să citești în Psaltire. Deci nimeni nu te rupe de una și te obligă la cealaltă, dar te îndeamnă forțat la cealaltă. Pentru că stând 4 ore cu ochii în televizor, vei spurca trupul și poate chiar și sufletul vei întrista. Dar uitându-te un pic în cartea de rugăciune, îți vine imediat în sine, îți revii la tine însuți, te desumfli de tot ce vezi acolo și începi să zici, Doamne, ce păcătos ești, Doamne, ia ca și eu mâine pot să mor. Și v-am spus, cel mai caragios lucru pentru lumea noastră creștină rămâne un lucru care e inexplicabil. Îi putre Domnul tot, bolnav, deficat, de ciroză, de cap, de picioare, de gât, de splină, de toate, dar nu lasă mândria, luxul și bogăția. Nu în sensul că să le alunge sau să le abandoneze. Și pe ultimii metri, dacă moare, dar îi mai iese ceva de câștigat și acolo se zbate exact ca crocodilul, ce mai poate prinde ultima dată la mamă? La fel și femeia. Bolnavă, putredă, necăjită, bătută, amărâtă, vai de ea chinuită, cu operații, cu necazuri, dar nu lasă fardul sau nu ți-ar lăsa vopseaua sau unghiile sau moda, nici topicuri cu rășină. Cunoșteam pe cineva într-o zi amărât și vai de el a venit, foarte întristată și chiar mi s-a făcut milă, zic, uite ce femeie smerită. Și mergând într-o zi pe un oraș, o văd pe femeia aceea smerită la capacitatea inversă a smereniei.
Zic, vai, Doamne, de ce ați progresat duhovnicește? Zic, m-ați impresionat până la lacrimi. Și iertați-mă, părinte, zice, una e la biserică, alta e acasă. Nu e una, e același Dumnezeu, mamă. Nu vă amăgiți cu deșertăciunea. Dumnezeu e și în biserică, Dumnezeu e și în Podul Roșu, Dumnezeu e și în Palatul Culturii, Dumnezeu e și la mitropolie, și la baia publică, și la notariat. Nu-i loc fără Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu te cunoaște în biserică, cu atât mai mult te distinge acolo unde ești. Cu atât mai mult te vede la locul de muncă, te vede în familie, te vede în societate, te vede la masă, la birou, la casă, la spălat, la gătit. Oare-i chior sau doarme? Nu doarme. Noi dormim în mintea noastră și credem că putem amăgi moartea. Operații estetice, să se întindă pielea pe față. Pastile pentru elixirul tinereții. Și de fapt vine moartea și pute hoitul de nu se poate apropia nimeni la morgă să miroase. Dar de ce? Putoarea păcatului. Pentru că sfinții dau miros de mireasmă duhovnicească. Când a fost să descopere moaștele Sfintei Cuvioasei Parascheva în malul mării, trandafirii zvorau dintr-un trup omorât cu postul și rugăciunea. Când au găsit moaștele Sfântului Ioan Iacov, trandafiri miroseau din mormântul lui. Du-te și dezgroapă pe prințesa nu știu care, sau pe împăratul cutare, să vezi miroasa trandafiri, nu, miroasa putoarea păcatului. Bani, diademe, coroane, lux, mâncări, fripturi, băuturi, balsamuri, băi și alte lucruri. Bune sunt, dar cu măsură. Toate sunt bune, dar nu toate ne folosesc. De aceea, fiul văduvei dinainte, când s-a sculat, a vorbit. Și numai după ce a vorbit, l-a dat mamei sale. Deci orice om ce își mărturisește păcatul cu adevărat, devine fiul legitim al bisericii. Mama cea văduvă care se lipsește de fiii ei sufletești prin păcatele lor când îi fură satana și îi duce la rău. Deci numai după ce vor vorbi și își vor dezlega păcatele lor și faptele lor rele și se vor ruga și vor mărturisi împărăția lui Dumnezeu din lăuntru lor, atunci biserica îi recunoaște de fii și Dumnezeu se bucură și îi se face milă de acea mamă și îl dăruiește. Alminter nu. Avem în biserică oameni, avem în biserică femei, avem copii, avem bătrâni, avem tineri. Dar n-avem suflete mântuite. De ce? Pentru că numărul este mare, dar faptele sunt puține. Ori numai catolicismul este cel care înclină spre majoritate. Ei cred că dacă stăpânesc toate țările lumii, stăpânesc pe Dumnezeu. Nu e adevărat. Pe vremea prigoanilor creștine se ținea biserica în 4-5 martiri care mărturiseau sus și tare. Unul e Dumnezeu dintre ei și afară de el pe altul, nu știm. Îi băga în foc, n-ar de aur. Îi băga în bou de aur să se topească, rămâneau sănătoși. Îi rupea cu unghii de fier, creștea carnea la loc. Le tăia capul și ei mergeau pe drum. Deci iată ce înseamnă puterea credinței. Puterea credinței vine din intensitatea sufletească, nu din numărul oamenilor. Iarăși vă aduc aminte să nu ne amăgim cu faptul că stăm în biserică. Să nu ne amăgim cu faptul că suntem la biserică. Fără împărtășanie, fără rugăciune și fără spovedanie și fără căința adevărată de păcate, nu vedem rai. Să nu creadă cineva că Dumnezeu, socotind că-i secolul 20, a trecut și el, a lăsat barometrul dreptății și a spus, hai să le dăm drum mai cu grămadă, că vezi că așa e în viața asta, nu? Dumnezeu rămâne același, constant, precis, egal în gândire, statornic în ceea ce promite și spune, nu vor învia necredincioșii la judecată, nici păcătoși în sfatul dreptilor. Asta rămâne veșnic și să cântă în fiecare zi înaintea învierii la slujba vecerniei. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul păcătoșilor. Deci dacă n-ai căutat în sfatul păcătoșilor, te întâlnești cu Dumnezeu, dacă nu, nu se știe. De ce spun că nu se știe? Păcătoșii nu pot să vadă fata lui Dumnezeu, fiindcă i-a blestemat odată de mult și a spus, plecați de la mine că nu vă cunosc pe voi. E, dacă nu ne cunoaște pentru păcate, înseamnă că nu ne cunoaște nici pe lumea cealaltă. Atunci îl cunoaștem pe Dumnezeu. Cine este bărbatul care se teme de Domnul? Cel ce împrumută și nu se teme și seminția lui blagoslovită va fi? Și iarăși spune, cine se va sfii în muntele cel sfânt al lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima. Nu ajunge în rai cine vrea. V-am spus, eu rămân constant în această idee, indiferent că pe unii deranjează sau pe alții jenează. N-o să admită Sfântul Nicolae, Spiridon, Vasile, Grigorie, Ioan și toți Sfinții să șadă nebuni între ei în ceata Sfinților. Doamne ferește, nebuni pentru Hristos, dar nu oamenii aiuriți din lume.
Cum o să-i stea unui bețiv cot la cot cu Sfântul Nicolae? Cum o să-i stea unui desfrânat cot la cot cu mucenița Varvara sau cu Tomaida, care a fost ucisă pentru curățenie? Vrea socrusul să trăiască cu ea și a spus, mă dizici cu sabia și cu tine nu trăiesc. Și a tăiat-o bucăți cu sabia și în clipa când a tăiat-o cu sabia s-a umplut casa de o lumină și s-a auzit glasul Dumnezeu. Iată vasul Duhului Sfânt. Și s-a descoperit unei mănăstiri și a spus, mergeți și luați pe aleasa lui Hristos și aduceți-i moaștele la mănăstire. Ce dai femeie, de mult v-am trecut pe voi călugării. Pentru că călugării era tradiția să nu pună mâna pe partea femească. Și s-au dus și au adus trupul de viață făcător și mirositor, pentru că a luat dar de putere și a spus așa, Dumnezeu, celor ce se vor ruga ție să fie izbăviți de patima desfrânării. Și într-adevăr, cei ce se roagă, Sfântă Muceniță Tomaida, miluiește-ne pe noi păcătoșii să vindecă de războiul trupesc. Nu cum spun doctorii la psihiatrie, culcă-te dragă cu bărbat, vezi că s-a suit la cap. Hai băi, ce stai? Însoară-te! Astea sunt prostii și tâmpenii născocite de oameni care au știința în cap amestecată cu draci, fără frică de Dumnezeu. Iar cel cu frică de Dumnezeu îți spune, postește că și mașina dacă o umpli cu benzină și cu ulei, o neci și nu mai merge. Dar dă-i că trebuie și ea va merge, așa și trupul. Ești neînsurat, dă-i pâine și apă, te-ai însurat și ai copii și familie și tragi la jug, dă-i carne și pâine. Iar dacă nu muncești și stai degeaba, dă-i iarbă și apă, nici pâine nu-i da. Pentru că așa l-o mori și curăți din el patima curviei, nu cu casete, video și porno, și vii la spovedi și spui, părinte, mă luptă patima curviei. Păi nu, cum să nu te lupte dacă stai 6 ore cu ochii în fundul diavolului acolo? Deci tu singur stai în foc și vii și mă întrebi pe mine că te arzi. Păi ieși, nu sta acolo. Deci asta să fie prilejul de meditație și de unire cu Dumnezeu. Cu sfinții vom sta dacă vom fi sfinți. Cu drepții vom sta dacă vom fi drepți. Cu cei curați vom sta dacă vom fi curați, iar cu cei milostivi vom sta dacă vom fi milostivi. Fiindcă fiul văduvei dinainte, în final, după ce a terminat de vorbit și l-a luat mama sa, se încheie cu un verset foarte frumos. Și frică mare i-a cuprins pe toți. Și slăveau pe Dumnezeu că a cercetat pe poporul său. Frumos! Slăveau pe Dumnezeu că a cercetat pe poporul său. Să slăvim pe Dumnezeu că ne-a lăsat cele 7 taine. Să slăvim pe Dumnezeu că ne-a lăsat biserica. Să slăvim pe Dumnezeu că ne-a lăsat pace și n-a ajuns bisericile grajduri ca în Rusia. Sau n-am ajuns, cum sunt popoarele păgâne, să ne închinăm la cenușa lui Buddha sau lui Krishna. Sau n-am ajuns să ne închinăm la soare, la lemne și la pietre. Să cinstim și să ne spăimântăm în sufletul nostru că noi nu mâncăm carne de vită sau de țap, cum se jertfea în Vechiul Testament, ci mâncăm carnea și sângele lui Hristos. Iar cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu rămân întru el și el întru mine și nu va muri, iar la judecată nu va veni, ci va avea viață veșnică. Deci iată, cine și-a mai făgăduit mai mare făgăduință decât trupul și sângele să-l dea pentru dragostea cuiva afară de Dumnezeu? De aceea și Apostolul Pavel spune, Dumnezeu e totul întru toate. Dumnezeu e totul întru toate. Și tu, Doamne, mărturisești pe cei ce te mărturisesc în adevăr. Unii spun, lasă că doar și lui Mahomet tot Dumnezeu îi spune. Lasă că zice și lui Papa tot Dumnezeu îi spune. Lasă că lui Cutare tot Dumnezeu îi spune. Și-au pus ei nume de Dumnezei, dar Psaltirea arată. Toți Dumnezeii păgânilor sunt dragi. Domnul Cerul a făcut și Ierusalimul e casa lui în veac. Nu vă depărtați de Ierusalim să aveți putere de sus. N-a spus du-te în India și în Japonia, du-te în China și în Europa. Nu. Nu te depărta de Ierusalim. Ierusalimul e de două feluri. Pământesc unde e mormântul Domnului și vine Sfânta Lumină, Ierusalimul Sfântul Altar unde se jerfește Sfânta Jerfă și inima ta unde intră Sfânta Jerfă jerfită. De aceea și spunea cineva, dacă n-ai dobândit Ierusalimul dinăuntru, du-te să-l vezi pe ăla. Dacă l-ai dobândit pe ăla dinăuntru, nu-l mai vedea pe ăla că e mic. Ăla e rece precum și piatra care de 2000 de ani stă acolo în biserică. Dar inima ta e caldă și primește pe Hristos. De ce? Să închei cu un lucru frumos care să vă placă. Hristos stă la ușa fiecăruia și bate. De-i va deschide, intră cu el la masă. Dacă nu, va pleca mai departe. De ce vă spun lucrul ăsta? Nu forțează, nu obligă, nu plătește și nu răsplătește, ci miluiește după dreptate.
Dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Cei păcătoși vor lua munca veșnică și cei drepți odihna veșnică. De aceea, cât trăim și cât muncim și cât existăm, să împletim lucrarea duhovnicească cu cea materială. Materială să meargă societatea cu treburile ei, iar duhovnicească să meargă sufletul cu treburile lui. Ca atunci când ne vom despărți, să putem spune ca Apostolul Pavel: ziua am lucrat și noaptea m-am rugat. Amin? Amin. Amin.